câteva gânduri aș vrea să împărtășesc în continuare cu dumneavoastră. Și trebuie să vă spun de la început că nu va fi o predică structurată pe 3 sau 7 sau 10 puncte, ci va fi, dacă vreți, un fel de mozaic de gânduri din Scriptură, pentru că pasajul pe care l-am citit în seara aceasta este unul deosebit de bogat. Simplificându-l la maximum, aș putea spune că el are și o parte tristă, o adevărată dramă, și el are și o parte frumoasă, parcă înălțătoare. Când citești despre felul în care Dumnezeu l-a chemat pe Samuel, despre felul în care l-a ridicat pe Samuel, despre felul în care a dat mărturie privitoare la Samuel înaintea întregului norod, ți se încălzește inima, te bucuri și parcă ai vrea să faci parte din peisaj. Ai vrea să te regăsești în rolul principal, ai vrea ca Dumnezeu să te folosească și pe tine, oarecum asemănător. Dar dacă citești cu atenție și ceea ce se spune despre cei doi fii ai lui Eli, dacă nu ești un cititor superficial al Scripturilor, așa cum sunt cei mai mulți dintre creștinii din ziua de azi, și dacă ești un cititor care cugete la ceea ce citește, te învior, te cutremur, te apucă groaza când vezi doi oameni care au crescut într-o casă în care se aduceau jertfe lui Dumnezeu, doi oameni care ar fi fost rânduiți să aibă cinste în lucrarea lui Dumnezeu, doi oameni care au fost destul de nesocotiți să glumească mereu cu păcatul, doi oameni care și-au distrus veșnicia și, de ce nu, chiar și viața aici pe pământ, pentru că au pierit amândoi într-o singură zi, deși ei gândeau că vor ajunge la adânci bătrâneți. Dragii mei, tragedii de felul acesta se întâmplă de atunci fără întrerupere. În orice vreme și în orice loc au existat și există tragedii de felul acesta și cred că în fiecare biserică locală sunt tineri care au oportunitatea să audă Cuvântul lui Dumnezeu, care au parte de o chemare din partea lui Dumnezeu și care ar avea un viitor fericit și pe pământul acesta și un viitor fericit și dincolo în veșnicie, dar care aleg totuși să glumească cu păcatul și care ei înșiși își compromit viața și viitorul. Spuneam așadar că textul din seara aceasta are și o parte tristă, dureroasă, care te face să plângi, chiar dacă poate plângi doar în lăuntru, nu și afară. Și are și o parte frumoasă. Mi-ar fi greu să vorbesc în seara aceasta unei singure categorii din biserică. Ceea ce voi spune, gândurile pe care vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră în seara aceasta, sunt gânduri care ne privesc într-o oarecare măsură pe toți. Pe unii mai mult, pe alții poate mai puțin. Dar aș vrea să încep prin a vorbi despre acest om cu numele Samuel. Numele lui, din câte mi-aduc aminte, înseamnă Dumnezeu a ascultat. Pentru că el a fost cerut cu rugăciune însoțită de lacrimi de la Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a dăruit. Și mama lui, atunci când l-a primit, ea a făcut o făgăduință lui Dumnezeu și oricât de mult a costat o făgăduință aceasta, ea s-a ținut de ea. Și atunci când l-a înțercat pe micuțul Samuel, atunci când, ca să mă exprim mai pe înțeles, a trecut de la lapte matern la hrană obișnuită, mama lui s-a ținut de făgăduință și l-a dus la casa lui Dumnezeu. Aici aș vrea să fac o precizare. Se vorbește despre templul Domnului. Dar aș vrea să vă spun că aici, unde se folosește expresia aceasta, templul Domnului, în versetul al 3-lea din acest capitol 3, noi ar trebui să înțelegem cortul întâlnirii. Pentru că Dumnezeu le-a poruncit evreilor, după ce au ieșit din Egipt, să construiască,
să facă un cort. Le-a arătat pas cu pas în toate detaliile cum să fie cortul acela. Și după ce evreii au ajuns în țara făgăduinței, timp de aproximativ 480 de ani, ei au păstrat cortul acesta. Templul avea să fie construit ceva mai târziu, îl va construi Solomon. Până la construirea templului de către Solomon, evreii aveau cort al întâlnirii și nu aveau templu, indiferent cine vă va spune altceva. Pentru că David spunea către finalul vieții lui, eu am casă în care locuiesc și Dumnezeu să locuiască într-un cort, dovadă că templul la vremea lui David încă nu era construit. Îl va construi fiul său, adică Solomon. Și acum să revenim încă un lucru pe care aș vrea să-l îndreptăm. Pentru că dumneavoastră, ca și mine, ați auzit pe mulți predicatori vorbind despre Samuel. I-am auzit pe mulți și vă mărturisesc că atunci când eram mai tânăr, și eu am spus lucrul acesta cam la fel, dar atunci când l-am gândit mai bine, mi-am dat seama că nu e bine, că e greșit ceea ce am spus. Samuel nu cunoștea încă pe Domnul și cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. Mi-a fost dat să aud mulți frați predicatori care ei pe ei se cred foarte înțelepți și care nouă ne dau sfatul și pe noi ne învață. Vedeți, fraților, ăsta nu cunoștea pe Dumnezeu, dar slujea pe Dumnezeu și așa sunt foarte mulți tineri și o țin așa într-o notă negativă, critică la adresa tinerilor. Aș vrea să vă spun să fie limpede și clar. Indiferent ce vârstă avea Samuel, că avea 12 ani, că avea 14 ani, că avea 16 ani, important este că Samuel era în templul lui Dumnezeu și îl slujea pe Dumnezeu cu inimă curată, chiar dacă Dumnezeu încă nu i s-a descoperit. Pentru că el trăia în curăție, va veni și momentul în care Dumnezeu i se va descoperi. Dumnezeu ia inițiativa, Dumnezeu îi se descoperă. Dar să nu creadă cineva că până aici Samuel ar putea fi acuzat că, măcar că nu-l cunoștea pe Dumnezeu, el îl slujea pe Dumnezeu. Citiți, vă rog, cartea lui Iov de bună oară și veți vedea. Iov a avut o viață exemplară. Dumnezeu care ține evidența tuturor făpturilor care trăiesc pe pământ și știe cum trăiește fiecare ființă omenească pe pământul acesta, indiferent dacă trăiește în Filipine sau în Canada, Dumnezeu despre el spune că nu este nimeni ca el pe pământ. În statistica pe care Dumnezeu o avea, îngerii lui Dumnezeu o făceau și o țineau în ceruri, în evidența aceea, Iov era number one, cel mai plăcut om înaintea lui Dumnezeu din câți trăiau în vremea aceea pe fața pământului. Și știți ceva? Iov acesta nu a avut experiențe deosebite cu Dumnezeu. A ajuns la o vârstă destul de înaintată. Că o parte din copiii lui erau deja căsătoriți și erau la casa lor. Când Dumnezeu îngăduie să fie trecut prin seria de experiențe despre care noi citim în cartea Iov. Și în finalul cărții Iov, Iov spune un lucru extraordinar la care vă rog să cugetați. Eu am auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. La temelia vieții curate pe care Iov a trăit-o și pe care Dumnezeu a apreciat-o la Iov, a stat informația pe care Iov a căpătat-o prin auzire despre Dumnezeu. Lui Iov, Dumnezeu nu i s-a descoperit să-l îngrozească. Dacă nu trăiești așa, ai încurcat-o cu mine. Nu. Iov a trăit așa cum a trăit frumos înainte lui Dumnezeu, pentru că a știut să folosească cu înțelepciune cunoștințele pe care le-a căpătat prin auz despre Dumnezeu. Noi, prin comparație, ne-am văzut mâna lui Dumnezeu lucrând în viețile noastre, în casele noastre, în mijlocul bisericii și, dragii mei, aș vrea să vă spun, de la noi s-ar aștepta să fim cel puțin la nivelul la care a fost Iov. Doamne, ajută-ne la aceasta. Revin la Samuel. Nu cumva să-i credeți pe predicatorii aceia care vorbesc negativ despre, uite că nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Nu din vina lui Samuel încă nu-l cunoștea Samuel pe Dumnezeu. Pentru că Samuel nu-l cunoștea încă pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu încă nu i se descoperise. Dar atunci când trăiești o viață curată și frumoasă, te poți aștepta în orice moment
ca Dumnezeu să ți se descopere, într-un fel sau într-altul. Dacă Dumnezeu este mulțumit de felul în care tu trăiești viața, așteaptă-te ca Dumnezeu să te cheme. Și-ar vrea să mai fac aici o precizare. Spuneam că în seara aceasta va fi nu un mesaj articulat așa cum sunteți obișnuiți sau cum ați pretinde de la predicator, ci niște cioburi, o adunătură. Dar din adunătura asta poate totuși alcătuim ceva. Aș vrea să spun un cuvânt și pentru cei care luați notițe, care aveți carnețele și creioane să scrieți greșelile predicatului. Poate că în seara aceasta l-ați taxat pe fratele Sorin. Mai aveți timp să rupeți din carnețel foaia respectivă. Fratele Sorin spunea aici că dacă ai fost bun într-un anume lucru, atunci când ai fost în lume, după ce te-ai întors la Dumnezeu, încearcă să folosești lucrul respectiv, să-l faci în biserică și între frați, cumva. Acum, n-aș vrea cineva să meargă la extremă, să creadă că dacă atunci când ai fost în lume, ai fost bun la Alba Neagră, ai putea și aici, cumva, în biserică, să folosești darul ăsta. Nu știi cine se pocăiește. Nu la asta s-a referit fratele Sorin și vă rog să nu taxați pentru asta. Fratele Sorin s-a referit la altceva. La cele lucruri pozitive care se pot găsi în viața unui om care încă nu-L cunoaște pe Dumnezeu, dar este un om moral și care atunci când ajunge în biserică, se împacă cu Dumnezeu, se întoarce la Dumnezeu, nu știe încă. Încă Dumnezeu nu i s-a descoperit. Orice lucru bun, frumos, moral, ai știut să faci și a fost de folos semenului tău pe când erai în lume, pe când încă nu-L cunoșteai pe Dumnezeu, acum că îl cunoști pe Dumnezeu, trebuie să-L faci cu mai mare drag. Așadar, să nu mergeți la extremă și nu mai vânați greșeli, pentru că nu vă este de folos. Despre Samuel acesta ar fi foarte multe de spus. Un caracter foarte frumos. A fost, dacă vreți și dacă mi este îngăduit să-l numesc așa, copilul fără copilării. De pe la vârsta de 2 ani și jumătate, 3 ani, cât să fie avut atunci când a fost înțeltat de mama lui, el a crescut acolo la cortul întâlnirii. Și încă de la o vârstă fragedă a fost învățat să facă anumite lucruri care țineau de slujire în locul acel. Copilul acesta, eu cred că n-a alergat după un cerc pe uliță. Nu știu cât înțelegeți ce spun acum. Dar când eram copii și n-aveam tablete și manete și atâtea jucării de nu mai știu unde să le pui prin casă, găseam câteodată un raf de bicicletă și ăla era jucăria noastră. Fugeam după el pe stradă până picam jos. Copilul ăsta n-a înălțat odată un zmeu. Și iarăși cred că cei care sunteți mai în vârstă știți despre ce vorbesc. Să trai de sfoară bucata aia de hârtie făcută într-un anume fel și să te uiți cum se înalță în bătaia vântului. Copilul ăsta a crescut în casa lui Dumnezeu și a crescut în cel mai bun loc, chiar dacă și în locul acela a avut un anumit contact cu lucrurile rele. Pentru că erau acolo cei doi fii al lui Eli. Doi bărbați care erau destul de mari în raport cu Samuel. Și oamenii aceștia doi făceau lucruri rele despre care mie îmi este rușine să vă vorbesc aici. Dar oamenii aceștia le făceau. Oamenii aceștia conduceau și închinarea și jertfele le organizau ei. Dar aveau și o viață dublă și tatăl lor știa despre lucrul acesta. Știți, fratele Sorin amintea mai înainte aici și bine a făcut că a spus lucrul acesta. Se pune întrebarea până la ce vârstă, înainte lui Dumnezeu, oamenii sau părinții au responsabilități pentru felul în care se poartă copiii lor. În vremea de atunci, iată că Dumnezeu l-a considerat pe Eli răspunzător de comportamentul copiilor lui până când aceștia erau mari. În vremea noastră, standardele s-au schimbat foarte mult. Și în societatea de astăzi, suntem învățați și îndemnați să procedăm altfel. Copilul trebuie lăsat să-și dezvolte personalitatea, pentru că dacă tu ca părinte intervii și îl îngrădești, el nu se poate dezvolta cum ar trebui.
Oh, cât de falsă este teoria aceasta și ce rezultate catastrofale dă și societatea le vede. Societatea le vede, cunoaște, culege rezultatele. Noi avem responsabilitatea față de copiii noștri până la ultima suflare de viață. Și a spus Domnul într-o rugăciune odată, Doamne, dacă mă vei păstra cu minte sănătoasă pentru cei din casa mea, mă voi ruga până la ultima suflare de viață și le voi spune până la ultima suflare de viață, până la ultimul moment când voi fi capabil să articulez niște cuvinte, dacă un lucru e bun sau dacă nu e bun. Și îl voi spune, pentru că trebuie spus. Vedeți dumneavoastră, acum trec la familia aceasta, Eli și cu cei doi copii ai lui. A fost un moment în care Eli a avut controlul și nu l-a folosit. Și a venit un moment în care Dumnezeu a spus lui Samuel, voi intra la judecată în casa lui Eli. Voi începe, spune Dumnezeu, și voi sfârși. Și prin această expresie ieșită din gura lui Dumnezeu, se dă de fapt un verdict care vrea să fie iremediabil. Nu se mai poate face nimic. A fost o vreme când se putea face și nu s-a făcut. Dar din momentul acesta, spune Dumnezeu, de aici înainte ce am hotărât se va duce la îndeplinire. Și cuvintele acestea au ajuns la Eli. Eli probabil că a fost șocat, dar era prea târziu să mai facă ceva și de fapt nici nu se mai putea face. Frații mei, care sunteți părinți, există o vreme când se mai poate face ceva. Nu lăsați vremea aceea să treacă pe lângă voi. Pentru că s-ar putea să plângeți cu amar. Nu lăsați vremea aceea să vă scape din mâini, pentru că Dumnezeu va trage la socoteală de învățăturile, de practicile, de modul de viață al copiilor voștri. Nu vă gândiți că o să crească ei mari și o să se îndrepte atunci. Așa a gândit Eli. O explicație falimentară. Mi-a fost dat de multe ori să aud când organizam tabele de tineret cu ai noștri, dacă ar putea să vină și cu tare, și cu tare, și cu tare, și de obicei erau niște tineri certați cu disciplina prin biserică, și mi s-a spus că poate se pocăiesc. Nu se pocăiesc. Nu se pocăiesc. Sau dacă se vor pocăi, cine știe când. Lăsați-i pe cei care nu s-au pocăit să se pocăiască întâi și după aia aduceți-i cu tinerii noștri la întâlnirile noastre. Aș vrea să vă spun, dragii mei, că Dumnezeu nu se schimbă. Se vorbește de multe ori în bisericile moderne de prin America de Nord că Dumnezeu este dragoste, este dragoste. Dar uitați-vă cum s-a purtat Dumnezeu cu casta lui Eli, pentru că i-au fost nesăpotite rânduiele și au fost călcate în picioare învățăturile lui. Va spune cineva, vreun tineret cu multă școală, frate, asta a fost în vechime. Sigur că da. Și de atunci Dumnezeu s-a pocăit. Dumnezeu nu mai face lucrurile astea. Doamne ferește! Citiți, vă rog, în Apocalipsa să vedeți. Citiți, vă rog, în Apocalipsa și veți vedea. Unei prorocițe dintr-o anumită biserică, Apocalipsa 2, de la capitolul 20 în jos, o prorociță care spunea că e prorociță și aducea pe mulți în rătăcire, Dumnezeu acestei femei, care vorbea cu îndrăzneală, deși n-a trimis-o el, Dumnezeu i-a dat acestei femei vreme să se pocăiască. Și femeia aceasta a luat-o ca pe un cuvințar. În loc să-și vină în fire, să se pocăiască, i-a luat-o ca pe un cuvințar. O, Dumnezeu e de acord cu mine și s-a dus mai departe. Dar Dumnezeu zice, mă voi judeca cu ea. Și citiți, vă rog, versetele 20, 21 și 22. Avem de-a face cu un Dumnezeu Sfânt, care de la copiii Lui cere sfințenie, de la noi și de la copiii noștri cere sfințenie. Și să nu creadă cineva, vreodată că în biserică poate să îmbrace o haină de evlavie, iar în parcarea bisericii să o facă pe șmecherul, că nu se poate. Nu se poate. Nu se poate în timpul săptămânii, noaptea, să navighezi de pe site, pe site, în lucruri stricăcioase și duminica să vii să cânți. Și poate că dacă te îngăduie Dumnezeu că nu te știu unii sau alții, frații din comitet, păstorul, va veni un moment în care Dumnezeu, tinere, îți va ieși înainte. Se va judeca cu tine. Ascultă-mă bine că vă vorbesc tinerilor ca și copiilor mei. Dumnezeu mi este martor și Dumnezeu că vreau bine și vreau să fiți păziți de orice rău. Nu vă mai jucați cu pocăința și nu vă mai jucați cu Dumnezeu, cum s-au jucat cei doi copii al lui Eli. Că nu le-a fost de niciun folos.
s-au dus la bătălii și au zis, suntem fiii marelui preot, să venim iarăși acasă, dacă o să câștigăm, o să câștigăm, dacă pierdem, pierdem, da. Abia așteptăm să ne întoarcem acasă. Și nu s-au mai întors acasă decât pe scuturi. Știți cum îi duceau pe scuturi? Cadavre, ca la diseți. E grozav lucru să calci în picioare, dacă știi rânduiele Dumnezeului celui vios de jos și lui iar. E grozav lucru. E grozav lucru. De aceea, îndemn poporul Dumnezeu în vremea aceasta, să ne pocăim. Să punem la inimă cuvintele lui Dumnezeu și lecțiile trecutului, să învățăm. Dacă nu, vom trece prin ele. Vom trece prin ele. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea la toți un duh de pocăință. Începând de la cei ce se ridică în mijlocul poporului și învață pe alții din cuvânt. Începând de la noi să înceapă pocăința, să ne prindă în focul ei pe toți, până la cel din urmă loc din biserică. Și când spun ultimul loc din biserică, să știți, nu spun disprețuitor. Nu. Dar vreau să spun în întregime, de la cel din timp până la cel din urmă, expresia asta în înțelegerea mea înseamnă întregime, adică tot ce aici. Avem datoria să ne pocăim. Și avem datoria să învățăm pe copiii noștri pocăință. Și avem datoria, dacă nu ne ascultă, să le spunem răspicat și să luăm și măsuri dacă trebuie. Pentru că cu Dumnezeu nimeni nu se poate juca. Costă prea mult. Dumnezeu să binecuvânteze tot poporul lui din locul acesta. Amen. Să-i binecuvânteze pe părinți cu înțelepciune, cu coloană vertebrală. Un coleg al meu cândva a fost operat și ne-am dus toți colegii să-l vizităm ca să ne impresioneze, ne arăta radiografiile și a spus, măi, nu o să vă spun numele lui, că știți, e predicator acum. Băi, uite, în film arată că tu ai coloană vertebrală. Era o vorbă așa mai amuzantă. Dar trebuie să o și folosim. Să ne dea Dumnezeu îndrăzneală să spunem ce trebuie spus. Să fim drepți în hotărârile noastre. Și să nu facem rabaturi, pentru că să știți că rabaturile fac pagube mari în poporul lui Dumnezeu. Nu se poate ca tu, părinte, în poporul lui Dumnezeu, să n-ai îndrăzneală să intri în camera copilului tău de 12 ani, bați la ușă, dacă să-ți iei și număr până la urmă, dacă te primește sau dacă nu te primește. Dar ce-o cumpărat el în casa aceea de trebuie să-ți ceri voie de la el să intri în camera lui? Nici măcar becul din candelabru nu l-a cumpărat el. Și tu-i ceri voie să intri în camera lui? Frații mei, surorile mele, cred că este vremea să reașezăm lucrurile pe băgașul lor. Să ne trezim. Doamne, ajută-ne la aceasta la toți și încearcă cu mine. Amin. Am să vă invit, dragii mei, să vă ridicați împreună cu mine. Aș vrea să vă chem să venim înaintea Domnului într-o rugăciune comună. Fiecare își cunoaște viața. Fiecare își cunoaște felul de trai. Orice socotiți că trebuie îndreptat, aduceți înaintea Domnului. Să rugăm să ne ierte, să rugăm să ne curățească și să ne dea pocăință, pentru că vreau să vă spun, vremurile care stau în fața noastră sunt prea grele pentru ca să ne jucăm cu ele. Sunt prea grele. Trebuie să ne pocăim ca să avem parte de ajutorul lui Dumnezeu. Amin. Amin.